Bună ziua, dragi români, și la mulți ani! Cu drag mă bucur că ne-am întâlnit aici, cu ocazia Zilei Naționale a României și, îmi permit să spun, ziua tuturor românilor. Este un moment de solemnitate, este un moment de mândrie, este un moment în care cu toții trebuie să sărbătorim și să ne gândim la jertfa eroilor români care au făcut posibilă unirea. Este, cred că, cea mai mare realizare a poporului român, unirea tuturor românilor. Este punctul din care am plecat ca nație, este punctul din care ne-am definit ca nație direcțiile de dezvoltare. Sigur că unirea de la 1 decembrie 1918 s-a făcut cu foarte multe jertfe. Și citim în cărțile de istorie ce oameni mari a avut această nație acum mai bine de 100 de ani. Cum au reușit, în vremuri foarte vitrege, să reușească să făurească acest stat care se numește România. Sigur că mai sunt multe de făcut și unirea în adevăratul sens al cuvântului cred că mai are câțiva pași de parcurs ca să putem să vorbim de o Românie mare așa cum ne-o dorim noi. Însă ceea ce au făcut acum mai bine de 100 de ani strămoșii noștri este demn de urmat, este demn de cinstit, pentru că dacă n-ar fi reușit această generație de aur a neamului românesc să înfăptuiască unirea în 1918, cred că acest stat pe care noi astăzi îl numim cu drag România n-ar fi avut șanse să ajungă unde este astăzi. Sigur că dezvoltarea țării a intrat după unire pe un trend accelerat și, deși în al doilea război mondial s-a încercat ruperea acestei țări, se pare că unirea din 1918 a fost mai puternică și nu s-a reușit. Cinstim în fiecare an, de fiecare dată, la 1 decembrie, această mare realizare a poporului român. Cred că este cea mai mare realizare, citeam într-una din cărțile scrise de un istoric important, cred că este poate cea mai mare realizare a nației române.
Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești, Vizierul Dumnezeților și Dădătorul de viață, vino și te sălătuiești pentru noi și ne curățește pe noi de toate pretutindenea, Mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, și ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ei satilor, și pentru oaste cei viitoare din Hristos Armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru țara noastră, România, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robi și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jefelnicul Său cel nepresus de cerul mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor să-i robi și cu îndurare să ne miliască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacere care au fost asupra rupțării noastre și caută mâie cu bun miros, bine primită să-i fie ei, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să-i rob și bună cererea credincioșilor să-i totdeauna să umplinească și să-i îndrepteze spre bine și ca un milosiv pururea să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei Sale Biserici, întregului popor român drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca
să izbăvească Sfânta sa Biserică, țara aceasta și pe noi pe toți, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și totdeauna cu sănătate și într-o lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, să ne păzească pe noi, credincioșii robii săi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului tău. Cânta voi Domnului binefăcătorului meu. Și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Bucurase-va inima mea de mântuirea ta. Înțelepciune! Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Citire! Să luăm aminte! Să supună în altelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivesc îți vor lua o sânda, căci dregătorii nu sunt frică pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voiești deci să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea, căci ea este slujitoarea lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te, căci nu în zadar poartă sabia, căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în această slujire neîncetat. Dați deci tuturor cele ce sunteți datori, celui cu darea dare, celui cu vama vamă, celui cu teama teamă, celui cu cinstea cinste. Nimănui cu nimic să nu fiți dator, decât cu iubirea unul față de altul. Căci cel care iubește pe aproapele, legea a împlinit. Pace ție, binevestitorule! Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea au ținut stat fariseii ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt
Și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând, Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns, ce mai ispitiți fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei, iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis, al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspunsau ei, ale cezarului. Atunci a zis lor, dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne vre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Sfințitul Arhiepiscopul nostru Ioachim și pentru toți frații noștri cei într-un Hristos. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de aici și de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ești rob nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitore, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra poporului român și ca unui Dumnezeu, dar în teologie și cu minință strigăm, izbăvește din toate nevoile părui vindecomilor să vă împlinești dorințele lor ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Căută-mă-ie cu bun miros, bine primită să fie întru tot bunule stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei tale, și ca un îndurat trimite totdeauna robilor tăi poporului nostru, milele tale cele bogate ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Vește biserica ta cea sfântă și țara aceasta de toate răutate vrășmașilor, văzut și nevăzut dăruind întregului tău popor lungimii de zile, fără de păcat, sănătate și prăvășire în toate virtuțile creștinești, ne rugăm la tot îndurat împărate, auză-ne și ne miluiește. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurării și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă la ta slavă, căzând cu frică și cu tremur, ca niște robi nevrednici, cu milință aduce mulțumire bunătății tale pentru binefaceri ce au fost asupra poporului nostru român,
din Marea lui Iunie într-o singură țară românească și creștină și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta. Mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunea robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit a li se împlini cerere, așa și de acum înainte. Învrednicește-ne a spări într-o dreapta credință, în dragostea către tine și către aproapele, în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată rea o întâmplare, dăruiește pace și liniște, dăruiește, Doamne, intrigătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstori sufletești ai poporului tău, Duhul lepădării de sine, pe care ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lumii la propăduire. Însuflă soldaților noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe făruitorii mari uniri, pe toți eroii, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagări și în închisori, pentru apărarea patrii și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru înțelegerea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutor și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim, să-ți cântăm ție și cele fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunul de viață făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintea. Dumnezeul nostru, pentru rugăciunea preacurată, Maicii sale, cu puterea cinstitei de viață, Făcătoare Sfintei Cruci, cu rugăciunea Sfinților Întărădaților Apostoli și cu ale tuturor Sfinților Săi să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Amin. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armate, dăruiește-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință, și păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Credinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorițele noastre, dă-le, Doamne, pace, sănătate, îndelungă spori întru toate și păzește pe ei și pe noi întru mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Întru mulți ani! La mulți ani cu tuturor
e ziua noastră națională, e ziua noastră a poporului nostru român, 1 decembrie. Este o bucurie în suflet ca de fiecare an biserica să fie alături de stat și statul alături de biserică. Acum peste 100 de ani, 103 ani, visul acesta al românilor care îl comemorăm astăzi a fost posibil și datorită bisericii. Spuneau unii istorici că fără de biserică și în general fără de biserica din Transilvania, din Ardeal, poate visul acesta de astăzi nu era realizabil. Foarte mulți au venit la Alba Iulia, delegați, dintre delegații aceștia care se aducă solul acesta pentru unire. S-a constatat că 25% dintre cei care au fost prezenți ca delegați făceau parte din biserică, erau preoți, preoți ortodoxi și preoți greco-catolici. Printre acești delegați se puteau număra și femei, datorită faptului că ieri noi am cinstit pe ocrotitorul nostru a României, Sfântul Apostol Andrei, dar și pe un sfânt ardelean, Sfântul Andrei Șaguna, cel care în anul 1868 a lansat programul organic, sau statutul organic de organizare în biserică, program care este valabil și astăzi, împărțirea protopopiate și în centre administrative, și de atunci românii noștri, de atât din Transilvania, cât și din celelalte ținuturi românești, erau obișnuite cu aceste alegeri. Și iată că au venit cu toți în suflet în la Alba Iulia ca să ceară unirea aceasta, unirea care s-a simțit și poate nu cred că se va mai simți vreodată așa de intens cum s-am simțit în zilele acelea. Suntem recunoscători tuturor celor care au făcut eforturi pentru acest vis al nostru de veacuri și avem o datorie, așa cum este scrisă pe socul acestui monument, ca să ne facem și noi datoria față de ei, față de memoria, față de ei, față de memoria lor și față de faptele pe care le-au făcut și care le-au transmis generație către generație pentru a fi și noi, la rândul nostru, recunoscători pentru această unire. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în aceste zile să ne ținem uniți, să fim pentru pate, pentru neam și să gândim, să fim într-un cuce și în acea simțire pentru neamul nostru românesc, pentru țară, dar și pentru biserica noastră strămoșească ortodoxă. Dumnezeu să ne ajute cu toții și urez din suflet tuturor mulți ani români la mulți ani România! Mulțumim preacucernicilor părinți pentru frumoasa slujbă. Mulțumim că ne-ați amintit de efortul pe care românii din toate colțurile țării l-au făcut atunci, la 1 decembrie 1918. Spuneam mai devreme că tare mult ne-am dorit ca această țară să revină în granițele pe care odată le-a avut și mă gândesc aici la Basarabia, pentru că și acolo sunt români care încă așteaptă să se unească cu patria mamă. Sigur, și în alte colțuri ale lumii avem foarte mulți români care poate că își doresc mai mult decât ne dorim noi de aici să revină în patria mamă. Noi suntem datori să transmitem generațiilor viitoare ce s-a întâmplat atunci la 1 decembrie 1918, să păstrăm vie această flacără, să păstrăm valorile noastre naționale, pentru că vedem că trecem printr-o perioadă în care valorile noastre naționale nu mai sunt elemente de referință. Și unii încearcă să ne convingă că poate nici biserica nu mai e nevoie, nu mai avem nevoie în viața noastră de biserică, poate că nici armata n-ar trebui să o mai cinstim, n-ar trebui să ne mai amintim de eroi, și așa mai departe. Aceste valori sfinte ale nației noastre trebuie să rămână vii în memoriile celor care vin de aici încolo, în mintea celor care vin după noi și a noastră, sigur, și să nu renunțăm la aceste valori, pentru că datorită acestor valori am reușit să devenim țara pe care astăzi o avem. Să ne păstrăm și familia, și credința, și patriotismul, și să nu uităm nici eroi, pentru că, repet, aceste valențe sunt cele pe care cei dinaintea noastră le-au avut ca elemente de unire și iată că au reușit să facă lucruri mărețe. Din păcate,
mulți dintre noi astăzi tratează cu indiferență sau cu mai puțin respect aceste lucruri și sigur că nu fac decât să ducă la pierzanie aceste atitudini care nu mai țin cont de valorile noastre naționale. Tuturor celor care astăzi se simt și trăiesc românește, le spun și eu la mulți ani, România este o patrie mare, o țară mare, formată din fiecare dintre noi. Indiferent că suntem în țară sau în străinătate, dacă simțim și trăim românește, înseamnă că suntem români. Încă o dată tuturor, mulți, mulți ani, să fiți sănătoși, Dumnezeu să ne ferească de tot felul de boli și de necazuri, pentru că vedem că trecem prin perioade dificile și uniți în cuget și în simțiri, cu siguranță vom reuși măcar să păstrăm ce am primit de la strămoșii noștri. Încă o dată mulțumesc și pentru că este un moment de bucurie, vă propun ca să asistăm la un mic, să zic, moment artistic pregătit de mai micii noștri românași de la Liceul Tehnologic din Dărmănești și de la școlile din Dărmănești. Încă o dată, la mulți ani tuturor și dumneavoastră vă mulțumesc în mod special. Patria română de George Coșbuc. Patria ne e pământul celor ce suntem în viață. Cei ce ne iubim frățește, ne dă mâna românește. Numai noi români pe lume, numai noi cu același nume, suspinând cu toți odată, toți cu aceeași soartă dată. Și având toți o bucurie, asta-i patria română și ea sfântă să ne fie. Scumpă țară românească, de George Coșbuc. Scumpă țară românească, câmp, cuib în care ne-am născut, câmp pe care s-a văzut vitejia strămoșească. Scumpă țară românească, te salut! Și-a mea frunte ți se închină ca înaintea unui sfânt, căci deși copil eu sunt, inima de dor mi-e plină să te văd mereu regina pe pământ. Numele meu este Ana Buzatu din clasa 1B și voi interpreta cântecul În ieșinopincuțe. În ieșinopincuțe mai mai, sunt frumoasă, sunt drăguță mai mai, și joc horale gânat mai mai, ca așa-i pe la noi prin sat mai mai. Horajul mă veselesc, uite așa, pe pământul strămoșesc, hop, șa, șa. Sunt cuvântul îndoinesc, uite așa, în grai dulce românesc, hop, șa, șa. Astăzi, mamă, îți cânt eu mai mai, cântecul din satul tău. Unirea Principatelor de Grigore Alexandrescu. Pe antice monumente am văzut ades sculptate acvila ce poartă crucea, zimbrul țării învecinate. Sub o mână, o coroană, întrunite figurând și în vechea capitală, o măreață mănăstire, după lupte sângeroase, monument de înfrățire, de al Moldovei domn clădită, stă trecutul atestând. Ce spun astea suvenire? El arată că altădată, înaintea celor lupte, în vechimea depărtată, fie ai Romei ce eterne, acești popole au fost frați, calele lor restriși
legi cumplite au izvor în despărțire, că la răul ce apasă nu pot să afle lecuire decât numai în unirea către care sunt chemați. Români, dulce e unirea! Ascultați, glasul răsună, de la fiii României cere patria comună. Steaua merge înainte, simbol sacru pe pământ. Cum în Betleem odată, stea din cer mântuitoare conducea pe coronații cavaleri din depărtare, de la marginile lumii către leagănul cel sfânt. Când citim în vechea carte a istoriei străbune, virtus mari, ilustre fapte ale nației române, care inimă stărece, care suflet nemișcat, cine n-are dor să vază țara sa în fericire, culești bune, culești drepte, întărie și în unire, cultivând artele păcii pe al său meleac bogat. Fiii voștri vor ascunde a lor frunte în țărână, dacă voi acum veți pierde marea cauză română. Prin meschine interese, ce nimic inim locuiesc, timpul trece, omul piere, dar al patriei iubire e averea cea mai rară, cea mai mare moștenire, ce de la părinți de merit nobil fiii o primesc. Bună ziua și la mulți ani tuturor! Numele meu este Buzatu Maria, sunt în clasa a 4-a A și vă voi interpreta cântecul patriotic al fetelor din Botoșani. Noi n-am prins nici vreme de urgii, n-am trecut nici prin război, foame n-am știut nici pribegii, n-am trăit printre eroi. Tineri suntem, dar prea bine știm de tot sângele vărsat. Până în pace astăzi să trăim, multe vieți au secerat. Nici o țară în lumea largă nu-i doar bună sau doar rea, dar nici alta nu-mi e dragă cum îmi este România mea. Cansat din țărani înfricați, unde ai mei străbuni s-au răsculat, de dreptate însetați. Ei când jugul nu l-au mai răbdat, au murit pe câmp luptând, și din jertfa lor am învățat să n-am teamă pe pământ. Doar vântul azi mai bate, cu dor prin străstrăi.
Mădreț Ioana Maria. Sunt elevă în clasa 1 de la școala numărul 2 de Ermănești. Patria română de George Coșbuc. Patria ne e pământul celor ce suntem în viață, cei ce ne iubim frățește, ne dă mâna românește. Numai noi cu același nume, numai noi români pe lume. Toți cu aceeași soartă dată, suspinând cu toți odată și având toți o bucurie, asta-i patria română și ea sfântă să ne fie. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că tatăl tău și mama ta, bunicul și bunica ta, te-au învățat dintotdeauna să fii bun. Pe la noi au bântuit mii de păgâni, dar am rămas totuși aici în vest stăpâni. A mai venit o vreme grea, nu e nimic, vom aștepta. Și astăzi vă voi interpreta Cât trăim pe acest pământ. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clăpotniță pe deal. Există ceva sfânt.
Flacără vie a românismului cu siguranță nu se va stinge. Urmează ceremonialul de depuneri de coroane. Rog colegul de la pupitru, da, să se pregătească. Depune coroane primarul orașului Dărmănești. Urmează reprezentanții Consiliului Local. Delegația va fi condusă de domnul viceprimar și în continuare vom anunța pe cei care vor continua să depună. Acolo delegația este condusă de domnul viceprimar. Asociația Cultului Eroilor, delegația este condusă de domnul colonel Roman Viorel. Directora Sandy.
avem școala numărul 2, delegația este condusă de doamna director Ciobă. S-a încheiat. Mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi, ați fost alături de românii din toate timpurile și din toate colțurile. Vă dorim în continuare sănătate și încă o dată la mulți ani România, la mulți ani dragi români. Vă invităm la un ceai cald, la o cafeluță, la ce doriți dumneavoastră, pentru că e un moment de sărbătoare. Încă o dată la mulți ani, noi ne vom deplasa și la celelalte monumente de pe raza orașului Dărmănești să depunem coroane. În continuare, la mulți ani!